Bun găsit tuturor! Asistăm la un adevărat joc de imagine și de pasare a responsabilității între liderii principalelor partide de guvernare. Asta în condițiile în care, în momentul de față, există o scrisoare semnată de premierii a 5 state membre ale Uniunii Europene, o scrisoare adresată Comisiei Europene, prin care cer autorităților de la Bruxelles să vină cu o soluție de stopare a importurilor de cereale din Ucraina, care au provocat atâtea probleme pentru fermierii din statele membre ale Uniunii Europene. În momentul de față, așa cum am spus, și România este semnatară a acestui demers, dar vedem că cei de la PSD supralicitează și cer o discuție în coaliție în care să ajungă la o decizie politică de suspendare a importurilor agroalimentare din Ucraina, așa cum au procedat și alte state membre ale Uniunii Europene, precum Polonia și Ungaria, dar și Slovacia și Bulgaria a enunțat în momentul de față că ia în considerare o astfel de variantă de acțiune. Dar în aceste condiții avem de face cu opoziția Comisiei Europene, pentru că niciun stat membru nu poate în momentul de față să ia o astfel de decizie unilaterală și este nevoie de un dialog între aceste state membre și oficialitățile de la Bruxelles. În paralel, în momentul de față, avem și o moțiune simplă la nivelul Camerei Deputaților depusă pe numele ministrului de resort Petru Daia. Acesta este acuzat că ar fi ratat tot ce se poate rata pe zona de agricultură. În primul rând, o serie de programe pe PNRR, dar și fonduri europene care să ajute fermierii români. Inclusiv ar fi ratat și acele sume pentru acordate de către Comisia Europeană drept compensație pentru pierderile suferite de către fermierii români. Am obținut doar 10 milioane de euro în condițiile în care fermierii români reclamă pierderi de 200 de milioane de euro. Iar în momentul de față, la nivel central, autoritățile nu prea au multe marje de acțiune. Au promis printr-un HG că vin cu un ajutor similar de 10 milioane de euro. Nu sunt prea mulți bani de la bugetul de stat pentru a se veni cu alte forme de ajutor. Se speră la o negociere suplimentară cu oficialii de la Bruxelles pentru a se obține noi sume pe această temă. Dar în momentul de față ne așteptăm la o dezbatere aici, o formalitate din partea opoziției care va ataca pe Petru Daia pe toate aceste probleme, dar și pe faptul că acesta ar fi ratat și alte programe, programul Tamata, în schimb ar fi venit cu o serie de angajări, inclusiv a propriilor rude la propriul minister, dar și a altora din zona de clientelă politică. Deci ne așteptăm la dezbateri aprinse aici, însă la un vot clar în favoarea ministrului de resort. Asta pentru că Petru Daia are în spate o întreagă coaliție guvernamentală care dispune de o majoritate confortabilă aici la nivelul Camerei Deputaților.